acum am plănuit, încă m-am gândit poate să merg în Marsilia la ceva prietene și poate cel mult să mai vizitez România pe la finalul, pe la finalul verii. Cât de mulți bani scoți în buzunar pentru un concediu? Wow, am zice că depinde. De exemplu, pentru Marsilia nu pot să compar ca și un trip de 2 săptămâni în România. Fiindcă pentru Marsilia cel puțin am alocat o sumă modică de 5.000 de euro aproximativ, adică banii de drum, banii de buzunar, pe când pentru tripul în România ceva mai puțin, în jur de 10.000 de lei, plus că mai merg cu cineva. Suntem în miezul verii, iar gândul la vacanțe ne zboară tot mai des. Majoritatea timișorenilor știu deja unde vor pleca în acest sezon estival. Alții însă încă așteaptă să se ivească o ocazie de a evada dintre betoanele încinse ale orașului. Nu știu, Grecia, Italia. Anul trecut unde ai fost? În Grecia. Și cum a fost? Foarte fain. Grecia, dacă ar fi să comparăm Grecia cu România, unde alegeți să mergi și de ce? Păi, probabil Grecia, plajele mai frumoase, apa mai albastră și... Nu știu, pur și simplu, mie îmi place foarte mult vibe-ul acesta grecesc, că grecii sunt mai relaxați puțin decât românii, poate nu chiar așa de agitați. E mai relaxant. Pe insula Rodos. Cât buget ai alocat pentru această vacanță? 1000 de euro. E cam pentru un student rezonabil. Da, cu prietenii, cei mai buni prieteni mei. Cam atât. Este cadoul tău pentru că ai absolvit facultatea? Da, se poate spune și așa și ca an de an cam merg pe la mare, deci cam știu cum stă treaba. Ce facultate ai absolvit? Am absolvit facultatea de mecanică de la Politehnica Timișoara. Felicitări și vreau să te întreb, la noi în țară ai mai fost la mare? La noi în țară nu am fost niciodată la mare și cred că nici nu o să vreau să merg. De ce? Pentru că nu... Din tot ce spune lumea și ceea ce văd, nu mi se pare ceva foarte wow, plus că prețurile sunt la fel și în Grecia și în Turcia, la All Inclusiv. Deci... Și primești alte servicii acolo. Da, da. Altfel de mâncare. Ești tu cu tine, nu te stresează lumea, nu-i aglomerație așa de mare. Da, cam asta e. Așadar, nu te gândești în viitorul apropiat să mergi la noi la mare? Deși majoritatea timișorenilor aleg să meargă la mare în Grecia, Turcia sau Spania, unii spun că se simt bine și la noi la mare, astfel că vor merge pe litoralul românesc pentru câteva zile în vara aceasta. Unde s-a ales marea noastră? Din comoditate, confort, aproape avem un timp limitat pentru zilele libere. E cel mai confortabil să mergem, să ne întoarcem și să revenim la lucru. Câte zile veți sta? 5 zile. Am spus că legăm cu 15 august liberă și ne întoarcem. Ce buget vă pregătiți? Undeva alocăm cu tot cu cazare, cu mâncare, undeva la 300 de lei pe zi. Și la ce vă așteptați să vă ofere turismul nostru? Vreme bună, în primul rând. Condiții decente, să avem plaja curată, să avem condiții bune de transport dacă vrem să vizităm ceva, să fie obiectivele deschise. Alții, din păcate, au văzut marea doar în fotografii sau la televizor. Lipsa banilor îi condamnă la o viață în care concediul este doar un vis imposibil pentru ei.